Bună seara! Sper că mă aud acum, că se pare că nu a fost microfonul selectat și cred că n-aveați de unde să mă auziți. Facem o probă de sunet cum că mă aud cum trebuie. Să vedem dacă mă aud, dacă mă aud, dacă mă aud, dacă mă aud vreo confirmare. Vă rog frumos o confirmare. Să vedem, să vedem, să vedem. Cineva? Oare mă aud? Mai speriat. Ia să vedem. Momentan încă cred că are stream-ul puțin delay. Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Mă aud. Perfect. Bun. Bună seara, dragi prieteni și pasionați feroviari și bine ați venit la încă un live pe canalul de YouTube RailForge. Hai să începem să salutăm chat-ul. Așa, să vedem cine e aici. Mr. Sorin, salutare. Tavia, Gapi, te auzi foarte bine. Perfect, deci avem confirmare acum că mă aud foarte bine. Așa, Florin, te auzi, dar nu te vezi. Nici nu trebuie să mă văd pentru că încă n-am schimbat ecranul. Imediat o să schimb și ecranul cu jocul. Bună seara, salut, Tavia, Gapi. Așa, să vedem cine mai pe aici. Daniel Marius Furcilă, bună seara și bine ai venit pe live. Bun! Așa, hai să facem un mic rezumat, ca să zic așa, la ce o să întâmple în seara asta pe live. Păi, după cum spune și titlul, o să ne jucăm pe viitoarea rută de Datoplița Miercurea Ciuc, un scenariu care se cheamă Interregio 12366, cred că e 366 normal, de la Brașov, Târgu Mureș până la Budapesta, Cheleti, dar vom juca pe secțiunea de la Miercurea Ciuc până la Deda. Bun, hai, eu zic să schimbăm și sursa live-ului, să-mi așez un pic aici să vă văd așa frumos, să putem să vorbim. Va fi ruta lansată, ruta o să fie lansată când o să fie lansată, când o să se anunțe. Momentan nu știu, n-am absolut nicio informație în legătură cu lansarea rutei. Așa, salutare Bogdan Gaming, YouTube, binevenit, salutare Daricu, sper că am pronunțat bine, Rindez Răzvan, salut și ție. Așa, uite, unde scrie că se lansează. Da, e doar un scenariu, să vă mai familiarizați cu ruta, să știți pe ce dați banii. După cum știți, ruta este la pre-order. La pre-order asta înseamnă că aveți un preț mai mic decât după lansare. Aveți un link în descriere cu linkul la, adică aveți linkul în descriere cu pre-order-ul la rută. A, se lansează, nu se lansează astăzi. Servus, MBK, hello, salutare, ceați, frumoasă locomotivă. Da, am ales și o locomotivă pe măsură, ca să zic așa, care, din ce știu eu, chiar circulă pe aici, pe zonă. Așa, lansare Q2, exact, lansare Q2, Q2-ul mai e din el, nu știu cât mai, cred că până la jumătatea anului. Așa. Și pe asta dai la giveaway sau doar o prezință. Asta este un reskin făcut de mine. Nu e lansat. Nu știu dacă o să lanseze pentru că n-am vorbit de niciun acord și nici nu vreau să vorbesc de vreun acord. Dar, na, e la modă cu reskinurile private și bla bla bla. Și așa sunt alții care fac, între ghilimele, reskinuri. Da, bun. Să trecem mai departe, Crețu, salutare, Domecanic, salutare și ție. Așa, hai să luăm pauza de la joc, era în pauză. Bun, hai să vedem, deci avem pe 2-4-2, făcută ca la carte. Da, deci avem proiectare de ceață, avem LED-uri și toate cele, steme, chestii, trestii, pleoape, socoteli, așa, cred că trebuie să dăm drumul la pasageri, corect? Hai să vedem. Dar nu merge să iau pasagerii. Da, lasă că până atunci pregătim noi locomotiva asta, să tragem măcar frâna directă. Așa.
O să jucăm și cu Induș. Așa e frumos și normal. Mie îmi place să-mi aprind și becurile înăuntru, că așa îmi place. Dăm și pica drumul la stație pentru puțin immersive, ca să zic așa. Cred că am învârtit cheia, pot să pun trenul în alimentare. Băgăm și compresorul. Momentan nu vrea să iei pasagerii, pentru că jocul ăsta uneori este cam retardat. Ăla de pasagere mi-apare, dar nu vrea să ia. Mă rog, asta este, nu bat eu capul chestia asta. Deci la și 18 minute avem plecarea. Așa, salutare! Așa, salutare! LVZ! Salutare, Robert, parcă Robert te cheamă, da? Așa, bine ai venit pe live! Merg colțarele, dar normal că merg colțarele. Nici nu mai știu pe care, pe rezervă. Ia uite. Merg colțarele, merg și rezistență. Asta e spuse luminile la boghiuri. Da, cred că astea mergem cu luminile la boghiuri, o să mergem. Așa, bun, avem, se pare că avem și verde în față. Cred că putem să pornim și ventilația. Ia să vedem cum arată de aici. Avem și scaun schimbat, termopan. Încearcă să dai puțin mai în față sau în spate, poate merge. Da, probabil că merge. Acum, în funcție de cum consideră jocul. Da, nu fac eu griji cu chestia asta. IT-ul, domn mecanic. IT-ul! Să vedem unde avem opriri. Deci avem prima oprire la Siculeni. Bun. Eu zic, cred că putem procede. Și am plecat. Ia să vedem. Mă, frâna de mână e slăbită, așa e, cred că e slăbită. Să-i dăm puțin avans. Nu se aude jocul? Da, așa, să vedem de ce nu se aude jocul. Să vedem, cred că acum ar trebui să se audă. Nu știu ce s-a întâmplat, și-a făcut programul de streaming și-a făcut update chiar înainte de live și s-or fi stricat din setări. Gata. Se aude, da, din cauza asta că nu și-a făcut el ceva update probabil și na. De-aia nu mai zic nimica. Plecat ca din pușcă. Da, pe de-aia eram atent aici. Să văd de ce nu se aude gen jocul. Da, nu-i problemă de asta. Și așa a fost o bucată scurtă cu 90. Va fi pus la vânzare 242. Eu nu va pus, nu va fi pus. Este un reskin făcut de mine. Și nu o să fie pus la vânzare.
Sunt alți reschineri mai buni care știu să facă, nu? Apar ca ciupercile după ploaie. Când se lansează ruta, ruta scrie că maxim Q2. Dar eu din ce am auzit așa, mi-a șoptit o păsărică, nu mai durează chiar foarte mult. E mult mai aproape decât vă așteptați, asta pot să vă zic. Deci, grijă mare cu preorderul dacă vreți să o luați la un preț mai mic. Trecuși de 70-ul ăla nesimțit. Numai să-l facem și la viteză. Da, exact, semestrul al doilea al anului. Aici sper că era un inductor de 2000. Da, tocmai ce am trecut de el. Mate cam fură peisajul încercând să ții și chat-ul. Dar nu este absolut nicio problemă. Să-mi ziceți dacă se aude jocul un pic cam tare. Dar eu cred că se aude bine. Și aici cred că este linia către triajul de la Siculeni. Bine, în realitate am văzut că macazul nu mai există, dar pentru entertainment, să zic așa, macazul a fost făcut. Ce fain să văd aici. La cât trebuie să ajungem? La și 25. La trebuie să ajungem la Siculeni, linia 2. Hai noroc, drumuri bune, frumoasă mașină. Puteți da o goană, vă rog frumos? Da, cum să nu? Dăm așa niște goane pentru toți pasionații feroviari. Ce avem aici? Verde. Bun. O să lansați variațiile pentru locomotivele clasice. Eu cel puțin ce am făcut eu n-o să lansez. Deci este pentru uz personal. N-are rost să mai vorbim pe subiectul ăsta. Deci n-are sens să mai întrebați. Sunt alte persoane care lansează reschinări, fac bani pe munca altora, dar aia nu se știe. Așa că ce să zic? Sunt alții mai măsură să lanseze. Pregătim să oprim la Siculeni. Da, avem deja și V2-ul făcut. Parcă mai aveai făcut și 369. Da, și pe aia eu am făcut-o. Și mai am. Mai am făcute. Dacă e pe alte live-uri, o să vi le arăt și pe alea. Între timp noi garăm aici la Siculeni. Posta gare Ciceu, oare aici cât stăm, nu stă numai un minut. Hai să vedem aici, vrea să iei pasagerii. Ia că aici ia pasagerii. Super domn mecanic, în vreo 7 ani mă vedești pe mine pe locomotiva la Brașov. Da, multă baftă, în 7 ani se pot schimba multe. Câte like-uri am, nu știu, am 18 like-uri. Arată un pic prin remiza Murphy. Da, uite, hai să pun un pic de pauză ca să nu pierdem startul.
Bănuiesc că aici e remiza de la marfă, dar mă rog, arăt cam tot ce e pe aici. Așa, aici văd că este un canal de revizie, ceva hale. Să vedem. Așa arată pe partea asta. Aici a călătorilor, înseamnă că mai în față, dar mergem și mai în față. Bănuiesc că la asta te referi, că alta nu știu să mai fie pe aici, așa acolo cred că e de vagoane. Deci așa arată. Cam așa arată. Hai să luăm pauza, mergem înapoi. Ăsta. La spate. Vrei ceva la spate? Aici. Cred că aici te referi la spate. Și încolo e către Moldova. Dacă țin eu bine minte. Hai că trebuie să și plecăm de aici. Salutare, Allen! Bine ai venit pe live! Așa, super ruta 2000, de ruta nu este realizată de mine. Eu sunt aici apus doar să prezint chestii și o să mai fie chestii noi și mișto pe viitor. Așa că nu uitați să dați un like și un subscribe ca să fiți în temă cu ce o să mai apară nou și vă garantez eu că o să mai apară. Că mi s-a șoptit de către o păsărică. Edi Mihai, seara bună, bine ai venit pe live. De unde ți le cumperi? Astea le poți cumpăra. Ai ruta, este la pre-order. O poți achiziționa la pre-order, adică nu este încă lansată, dar e la pre-order înainte de lansare la un preț mai mic. Ai un link chiar în descriere și la site și la live în care poți să cumperi mai multe rute. De ce mă întreb dacă îl știu pe bandit? Eu nu știu pe bandit, dar el sigur mă știe pe mine. Ce să zic? Mădărașciuc. Deci următoarea oprire avem la Mădărașciuc. Da, practic e imediat. Dăm un save. Ca să nu fie nevoie să reluăm scenariu. Vreau să vă zic sincer că nu m-am jucat niciodată ruta în direcția asta, gen de la Toplița către Deda. Ar fi tare și o clasică cu scaune modernizate pentru mecanici, adică cu scaune ergonomice, nu cu vechiturile alea. Gen, vechiturile astea? La aia te referi tu. Și scaune de genul ăsta? Hm? Iar cam așa arată, avem și aer condiționat, perdele. Eu sincer să fiu, nu m-am urcat niciodată pe 242. Am numai poze. Mașina clanului. Avem butoane de goarnă.
Salutare Mihai Alexandru, noroc și ție, bine ai venit pe live, se pare că aici avem o abătută. Funcționează butonașele de goane sau sunt de formă? Funcționează. Asta de aici nu mai există. Mai există numai plăcuța, care cred că trebuie să o scoci pe aia, că nu mai are sens. Și cui place Pepsi, avem o sticlă de Pepsi acolo. Scaunele de Skoda, mă, nu știu de ce scaunele. Dar decât vechiturile alea, mai bine așa. Bun, o lăsăm ușor, facem și V2-ul deja. Ai fost pe GM? Da, am fost și pe GM. Marea lansare, marea lansare încă nu-i. Când o să fie marea lansare, o să fiți anunțați ca de fiecare dată. Ce avem, două galbene, deci oprim acolo. De pe ce buton se aprinde țarele, avem aici un buton făcut. Uite, se și vede afară. Cam așa e. Greu să facem un schimb de ăsta interior, adică cu scaune diferite, livrete prin cabină, etc. Pe da, normal că s-au adus modificări 3D la model. O cruce de mare angajament oare? Nu știu, probabil. Nu știu ce ne rezervă scenariul, de asta zic. Uite, lăsăm, facem 30, cred că putem pune și pe treapta întâi. Facem 30-ule înainte de macaz. Frumos, Fedeu, zici că e de la Ecol, da, da. Păi sunt refăcute mai multe chestii pe aici, așa adăugate elemente. Avem și sticla asta cu poza de desubt, cum e și în cabină. Avem carnetul de bord, avem acolo un bar. În realitate e cu 10 linia întâi, apă dacă făceam și cu 10 aici, Doamnele ajută, cum s-ar zice. Vine cu 009 în forță, nu știu ce vine. Hai că cred că putem să-l oprim. Să arăt orașul ăsta, nu e niciun oraș, e o localitate. Uite așa. Bun, hai să vedem. Ce se mai întâmplă aici pe chat?
Nu știu cum e la voi, dar la mine e atât de cald, ci că afară ar fi 21 de grade, eu în casă am 28 de grade în cameră. E cam cald aici la mine, mulțumit procesorului care emană foarte multă căldură. Pe unde mergi cu GM-ul? Eu nu merg cu GM-ul niciunde. Nu știu la ce te referi când zici cu ce merg cu GM-ul. Iată, merg și centralele. Le-am făcut și pe astea să meargă. Frumos pe LED-uri. În ce programe lucrezi? Blender sau și alte programe? Păi sunt programe de editat sunete, programe de făcut 3D, programe de grafică. Deci sunt mai multe programe. Practic poate să facă oricine modificări interiorul cabinei sau trebuie să dețin niște surse originale a locomotivei. Normal și de drept trebuie să dețin niște surse ale locomotivei ca să faci gen ca la carte. Nu să ascunzi meșe, să aduci cu child-uri, numai să încarci modelul cu poligoane de ampixul. Deci e mult mai ușor să lucrez cu sursa originală. Oho, la iarnă o să-ți fie bine cu procesorul ăla. Bă, mi-a fost chiar bine. Chiar mă închideam în cameră și aveam 25 de grade fără să dau drumul la centrală. Deci da, ăsta când se încinge, se încinge, tati. N-am ce să zic. Să bem puțin apă să ne hidratăm. Edi, bună seara, bine ai venit pe live. Colțarele merg, da. Merg și colțarele. Dacă să-i farul central, uite. Să și aprind afară și să și văd. Și colțare și lumini la boghiuri. Deci așa arată. Să arăt și clădirea gării. Haideți să vă arăt și clădirea gării. Ia zi, ce avem aici? Avem o toaletă de bărbați și femei. Mădărașciu. Cix. Cic mădăraș. Cic să mădăraș. Nu știu. Habar n-am cum să o pronunț. Bă, niște texturi. Blană. La clădire. Chiar da, crăpăturile alea. Bă, chiar așa arată și clădirile pe acolo, că multe-s vai și amar de ele. Chiar vai și amar. Am vrut să zic că ăsta n-are fine de trend, dar e aici. Era scârt pe ce să zic că nu e semnalizat. Ce procesor ai? i9-13900K de la Intel. Salutare, domnule mecanic. Salutare, chat. Am o întrebare, domn mecanic. Cu ce tastă dau drop-off la pasager că mă joc cu clasica? În principiu cu tasta T. Tasta T. Trebuie să fie și nu numai la clasică, este de la joc, tasta T. Va fi disponibilă? Nu, nu o să fie disponibilă. Nu am de ce să lansez așa minunăție. Ce, să dau modelul ăsta la alții și să fac un reskin și pe aceea, mamă, ce mari reskineri sunt ei? Că ce detaliat e modelul și ei au schimbat niște texturi? Nu, mulțumesc! Salutări și de la Mircea Marian, stă lângă mine chiar acum. Salutări, Mircea, și bine ai venit pe live. Deci, sunteți mai mulți acolo, ca să zic așa. Opa, se aude ceva. Mamă, trece ceva în viteză. Pe ce se aprind la ecol instrumentele de la bord? Habar n-am. Dacă te referi la joc sau în realitate, nu știu.
Rail în Bucovina, bună seara și ție și bine ai venit pe live. Opa, se pare că avem două, avem un verde-galben, deci putem să procedem. Hai că pornește ventilația puțin mai greu. Nici n-am așteptat să dea locomotivă gata pornire. E chiar Interregio 407, ăla o fi. Da, că eu ci că mai trebuia să aștept să iau călători, că văd că încă nu mi s-a dus. Am văzut că s-a pus verde, eu am pus. La cât trebuie să plec? La 42. Hai că mai stăm un pic, a? Se lansează ruta în seara aceasta? Nu, încă nu, nu se lansează. O să vă anunț eu când se lansează. Am văzut că mai am destat, că m-am uitat acolo. Da, n-ai, am crezut că fac cruce aici, dar se pare că iau și pasageri. Să fac trainspotting, o să fac și trainspotting la un moment dat. Închidem ușa că trage curentul. Vine curent din sală. Până la cât trebuie să stăm? Că până la și 42. Hai de capul meu. După ruta asta, ce proiecte mai aveți? Măi, eu n-am niciun proiect. Eu nu fac parte de nicio echipă, dar se mai așteaptă lucruri, din ce am înțeles. Deci, sfatul meu este să stai pe aproape și să urmărești pagina de Facebook, să urmărești canalul de YouTube. Sper că ești abonat la canal și cu siguranță o să afli printre primii ce urmează, se mai lanseze sau la ce se mai lucrează și vă zic eu că mai sunt chestii de arătat pe care încă nu pot să zic pentru că sunt niște chestii de confidențialitate. Lumina din ăsta e pe LED-uri, tu ce crezi? Făcută frumos, ca la carte. Avem cam tot ce trebuie aici. Încă nu-i gata, mai am de lucru la el. Dar am făcut multe. Gata, am ieșit de pe restricție, putem să-i dăm un pic, a? Ce-mi place eroarea asta când vii din afară în cabină, îți dă speeding, deși tu ești cu mult sub viteza de circulație. Da, o să schimb, că mai am. Ți-am zis că încă nu-i gata. Mai e un pic de lucru la ea.
Că de aici cred că începem deja să urcăm către izvorul Mureșului. Și următoarea oprire oricum este izvorul Oltului. Printre cele mai frumoase secții de remorcare. Da, aici poți să te aprob. Chiar e ceva aparte pe aici. Și o secție destul de grea, în realitate, foarte grea. E greu și de la Deda către Sărățel. Cu mulți și cobori la Monor, Gledin, acolo, la Șieu. Sunt multe restricții cu 30. Acolo dacă plouă cam mai probleme. Deci nu e chiar așa de ușor. Bănuiesc că tu știi că ai fost pe aici. De asta zic. Era să rămân cu fierul vechi pe și eu. Da, noi avem navetele alea de țiței, de la Dej, că de-aia tot ne întâlnim noi la Dej. Sunt navetele alea de țiței care le dau pe acolo, pe Deda Toplița. Și sunt la 1000, aproape 1500 de tone, aproape de limită, că ăla ar fi tonajul la țiței. De acolo, dacă nu ți-ai având ca lumea, greu urci, sau aproape că nu urci. Dacă mai ai și un Nicol care îți dă trepte înapoi cum patinează puțin, la revedere. Cu ce parfum te-ai dat cu Monor Gledin? Da, suna parfum ăla. Zici că e ceva de asta, sortiment de vin, ce ai băut, Monor Gledin, ceva franțuzesc, așa sună. Da, ne luceam pe M300 mai greu pe Bojul. Mă, încărcate pe Bojul de la Dej, nu mi-aduc aminte să fi dus. Parcă și acolo tot 1500 de tone îi pe la Bojul. De asta zic. Alexuțu, bună seara și bine ai venit pe live. 1600, da, nu știu, ceva pe acolo, 1500-1600. Trage o țură pe el că urcă, lasă-l să urci. Atâta că jocul ăsta nu știe tu, dacă ai pus treapta întâi pe urcare, uite-te, e 10 la 1000 declivitatea și eu cu pe treapta 2 urc. Asta în realitate nu o să vezi veci aici, trebuie să-i dai un pic. Odată stropit doar așa, nu ploaie. Abia am reușit să plec din Ploiești Sud cu un tren de cisterne pentru Cluj. Poate știi că e urcarea peste linii de la Ploiești Sud. Da! Știu că e urcarea aia. O, domnul Drago, să trăiți! Bine ai venit pe live! Ai venit exact la timp. Ia uite ce avem noi aici. 2-4-2 pe Miercurea Ciuc, Deda. Ce putea să fie mai frumos de atât? Dacă prinzi Dedeu pe ploaie, ești mort. Băi, am prins Icol pe ploaie. Noroc o mergi nisiparul. Noroc o mergi nisiparul. Cel puțin, nu, cum ieși din Deda, e 15-le ăla peste pod. După aia vine urcarea aia nasoală. Păi abia am putut să urc aia. Că nu poți să-ți iei având, nu poți să faci nimic. Și atunci... și ploua. Deci începuse ploaia. Și efectiv, cu Icol, aveam... Și stai că nu eram încărcat, dar aveam 39 de vagoane și un diesel la roată. Și...
și patina la 1050 de tone, ceva de genul ăsta avea, avea greutatea. Cu 8-2 nu mai zic că urcăm la predeal în 5 motoare. Merem 5 motoare? 8-8-2? Așa de bine trage aia în 5 motoare sau cum? Sau mă rog, împinge, că aia se folosește și la împingătoare. Și așa se pare că ajungem un pic cam timpuriu. Tavi, Doamne ajută, bine ai venit pe live, bă, Tavi, bă! La directă cu oprire de mecanic, da, bine, la directă și oprim. Oprim la izvorul ultului, ia, că avem și semnalul pe roșu. Am nevoie de o părere. Ce părere aveți că Brașovul a dat pe 199 în 4 motoare la Suceava? Eu nu-mi dau cu părerea. E problema lor ce fac acolo. Gata, putem să-l oprim. Dispoziție rece, plecați după 21. Ei, da. Nu știu la cât plecăm, deci la 5, 3, 5, 4, practic un minut, dar... pentru că am ajuns timpuriu... Opa, iar fuge camera. Asta era fain așa pe noapte cu... și cu cețare și cu lumile alea la boghiuri. Dar noaptea nu, eu noaptea să mă joc să vă arăt vouă ce vă arăt. Noaptea și atât. Și aici avem izvorul Oltului. Și arată și clădirea. O clădire corespunzătoare, aferentă. Ia uite, dinăuntru poți să vezi afară. Nu știu, dar ciudate forme au clădirele pe aici, mă jur. O clădire, vai de aia, da, aia da. Am mers de la Braz până la predeal pe ploaie cu 1920 de tone, așa ceva, cu împingătoare o ținută din directă să nu patineze în predeal, ardeau bandajele. Da, deci te referi la 882. Mă mir cum de o anulat, regionala Iași, 25 de trenuri. Atâta s-a putut. Ce să și fac? Dacă n-au oameni... ne punem noi în alimentare. Ținem noi numai din direct și așa. Mi s-a făcut, se apropie și ora de plecare, putem să pornim ventilația. Gata, plecăm. Dacă îl cunosc pe Ailen, Ailen e prietenul meu, mă. Cu el tot vin pe aici, pe de dat oplița Miercurea Ciuc. Dar cu... când? La sfârșitul lunii? Nu, chiar... dar luna trecută, de 3 sau de 4 ori am făcut cu el. Cum să nu știu? Vine 30, da, trebuie să fie 30-ul ăla din zonă. Ia uite-l că apare acolo.
Dacă plouă, e ceau ceau. Da, urât. Tura trecută pe aici am fost. Am făcut dus întors. Două trenuri. Și chiar vorbeam cu mecanicul, zic, au și ăștia, mă, o plăcere să pună 30-ul în zonă pe o urcare. Păi zic, că de ce nu, bă, mecanicii ăștia se plictisez, zic, trebuie să le facem ceva, să nu se mai plictisească. Ia să băgăm un 30 cu depășire aici pe urcare și zonă. La izvorul Mureșului ajuns raportat cu PTM 3 minute. E, nu cred. Na, hai să vedem. Frânat un pic cam tare. Hai de dragă tensiune. Bine, sunt un de călător, cu marfa mai nasol. Urât aici cu marfa. Numai de bine am auzit de Ailenei. Aici e sarcastic sau... sau serios, că nu înțeleg. Salutare, domine, mi se pare mie sau e altă locomotivă ea? E un reskin, făcut ca la carte. Care nu e, încă nu e gata. Dar am zis că merita să apară pe live. În ideea în care chiar face servici pe aici. Merita să apară. Aici putem să sporim imediat. Ce goarne are? Astea zgoarnele ei. Gata, am ieșit de pe restricție, putem să sporim. Dacă mi-aduc eu bine aminte, trebuie să fie o restricție cu 30 mai sus. Oh, confuns persoana. Aici chiar confuz persoana. Și o să avem noi cabina asta? Nu. Asta nu o să fie lansată, cel puțin pentru moment. Nu. Și așa vi se zice să nu mai cumpărați de la Railforge, să nu mai descărcați, că noi facem, mă rog, noi, Railforge face instalere din astea cu virus, că vă șterge jocul. Păi nu-și bate nimeni cap să facă așa ceva. Nu înțeleg de unde chestiile astea. Nu știu, să-mi zică cineva de aici din chat care a cumpărat de pe Railforge și a descărcat dacă a avut probleme cu contentul. Faptul că și-au luat niște persoane țeapă și alții urlă în gura mare nu înseamnă că au făcut Railforge sau o altă echipă sau persoane sau nu știu ce. Alea sunt baliverne, efectiv.
Mai ai 6 ani de contract să-i învăț pe toți, dar de unde? De fapt, da, că 5 ani de când ajungi mecanic ajutor. Și încă n-ai ajuns mecanic ajutor. Da, acolo e. Niciodată n-am avut probleme cu contentul dumneavoastră. De asta zic, nu mai ascultați de toate persoanele care n-au ce face, numai să jignească, să înjure, chestii de genul ăsta. Eu am avut o problemă că este de mișto contentul și le dă clasă la alții din fericire. Nu, asta e meritul creatorilor care au făcut chestia asta, dar eu nu cred că s-o lansa ceva pe Railforge și să aveți probleme să vi se șteargă sau să vi se facă virus sau așa. Nu! Apoi tu să vii să urli în gură de șarpe că ei au vrut să facă, că știu eu, că așa. V-a adus vreo dovadă cineva? N-a venit nimeni cu nicio dovadă. E sus acolo, la ieșire, sus, la 3 km spre grădina din firul. Ia că vine și restricția de 30 imediat. Nu știu, asta are inductor? Are inductor. Nu știu ceva de cușetele 44-31, le-am văzut acum 1-2 ani. Alea, dacă țin eu bine minte, sunt făcute de altcineva. Dar n-am mai vorbit cu persoana aia de mult. De asta zic, deci nu te pot ajuta cu ele. Uite aici ce fain se de peisajul. În ce parte veți merge după lansarea acestei rute? Eu nu știu. Nu știu nimica. Ar să face 30-ule la numai din... Nu cred că se face. Hai să luăm un pic ca la frână. Și spun fără să aducă dovezi. Cred că tu ai spus. Da, mă, omule, dacă susții ceva tare și sus, vină cu dovezi, nu dovezi inventate, că lasă că știu eu, că am văzut eu, că mi-o zis cineva, că nu știu ce. Făcut atunci mare tantan, s-au agitat ca un urangutan într-o cușcă și atât. Da. Dovezi? Nimic. Zero. Zona mea de vis foarte reușit, atât reschinul cât și ruta. Da, ruta e ce trebuie și reschinul, mersi. Mersi. Am și avut poze detaliate să pot să iau să-l fac. Deci de asta zic. Uite, aici o să aprindem... Deci centralul e pe LED, dar o să aprindem, uite, astea de ceață. Intrăm cu astea de ceață, așa frumos. Ia uite ce frumos se vede. Opa, ușor la viteză, dar am cam depășit. Hai să sporim puțin. Te aud foarte
Deci eu sunt de părere că lumea trebuie să știe și adevărul. Și adevărul nu e ăla care îl zicați doar din... doar de dragul de a face cancan. Da, e așa. De la Târgu Mureș spre Socola și o poartă la Craiova. Bă, că s-au răspuns la ceva întrebări. Mai vin și la noi la Tășna, dar mai rar. Azotat. Ce proiectoare de camion are la ce țară? Bă, tu știi în realitate alea ce diferență fac? Îți zic eu că am prins acum una cu cețare. Și ba cețarele mai bine decât colțarele. Locomotiva, dacă nu mă înșel, are LED roșu sau albastru cabină. Da, are la livret, are ceva becuri albastre. Aia știu că am văzut poze. Nu, momentan deloc, nu o să fie public, sunt alții care fac reschinuri. Sunt alții care vorbesc mult și prost. Din cauza asta aveți toți de suferit. Aici nu oprește trenul. Izvorul Mureșului nu oprim la... Deci la Gheorghen nu mă oprim. Nu știu ce aveam eu senzația că... Că oprim la Izvorul Mureșului. Uite, ne așteaptă un coleg acolo. Dați-vă că trece de potul și nu se știe. Ia uite și Izvorul Mureșului. Da, păi de aici putem să închidem și ventilația și la revedere, o lăsăm să meargă. Așa. Ce tastă este pentru becurile de ceață? Nu e, e buton. Ia uite. Să nu mai porni ventilația ca să meargă și reostat. Luăm la feliate, frumos, așa. Aici la ieșire cu... Se schimbă macazurile cu 30 din câte știu încă. Nu, e un 30 aici mai jos. Dacă avem în plan linia 501, eu nu știu nimic de niciun 501. Nii, păghiță cu trăsura. Alo. Pe toată stația Izvorul Mureșului 30. Da, nu, gândiți-vă când s-au trasat șinele, erau alte viteze. Restricții știți prea bine că astea apar și dispar, n-ai ce să faci. Nu-i ca și cum ar fi gen o limitare permanentă, în sensul ăsta. 30-ul ăla poate să apară săptămâna asta, uite aici, săptămâna viitoare să-l scoată și atunci ce facem, știi?
tot îl ieși, îl baci, îl scoți și iar îl baci, iar nu știu ce, știi, n-are sens așa. Ne poți arăta ce frame rate ai pe rută? Da, sigur că da. Cred că se vede acolo. Uite, că pun așa. Imediat ar trebui să ne apropiem de Voșlăbeni. Bă, dar ce e la vale aici, am o trenul? Vai, 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 ce frumos mergi, vai, constant lejer, elegant cât de cât, da! Apropo, domnule, voi băgați dublă la țiței din Voșlăbeni? Nu! E tren dintr-o bucată. Nici cupluri, nici dublă, nimic. Îl ducem dintr-o bucată. Apropo, pentru cei care nu știți, care mă și cunoașteți personal sau am avut, să zic așa, interacțiune în mediul virtual, vedeți că mi-am schimbat Facebook-ul. Ăla care l-am avut de mult mi-a fost hackuit. Dacă vă aduceți aminte, acum vreo o lună și ceva, când a picat Facebook-ul la nivel global. Atunci, vreo 2 ore, pana mea. Nu, ziua următoare mi-a fost hackuit Facebook-ul și văd că nu mai pot să-l recuperez, dar mă rog, oricum, între timp i-am făcut alt Facebook, că nu mă interesa pe mine și așa vreau să fac de mult curățenie pe ăla și m-a ajutat chestia asta. Însă doar să știți să nu credeți că v-am băgat la bloc sau v-am șters de la prieteni sau nu știu ce. De efectiv, e Facebook nou. Dar bine, anul ăsta unde ne mai detașează? Habar n-am. Nici nu vreau să mai fiu detașat. Eu le-am și zis. Am fost suficient anul trecut. O să trebuiască la un moment dat, probabil, să plec la manevră, că mi s-a anunțat că să mă pregătesc de manevră. Când se dă drumul la o școală de mereu, o zis că îs pe listă, pe primul loc, în frunte, acolo. Nu că fac trenul de 1200-1300 de tone maxim. Da, cam pe acolo, chiar 1400... la limită, dar știu că tonajul acceptat e 1500 la navetele de țiței. Alea de sub placul. M-au zis că au nevoie de oameni la Iași, ci că în vamă la Unghen, de fapt, Cristești. Probabil, eu n-am auzit nimic, și nici nu mă încântă ideea. Ia uite, Voșlăbeniu, se pare că cel puțin la direct avem făcută intrarea. Zolerc, seara bună, bine ai venit pe live.
La directă trece Voșlăbeniu. Numai bine, hai să vedem dacă trecem Voșlăbeniu la directă. Trecem Voșlăbeniu la directă. Ia uite că se văd semnalele. Aici avem linia care duce la parcă ceea ce a Dolomită. Ia că e și așa ceva. Are și industrie aici. Ai schimbat și sunetul de se aude și voi așa în curbe, cât și cum se auzea în tunel? Da, am umblat și la sunete, îți dai seama. Acum, având acces, ar fi și păcat să nu mai trag niște sunete. Ia uite, avem băiețuta de aici. Nu v-am arătat cum arată finele de tren. Ia uite. Dar eu cred că am aprins becurile dincolo. Din greșeală nu-i nimic, ca mergem. Aici mergem către Chileni. Ia să vedem cât ne permite să mergem cu monofir frumos. Acolo se vede linia cum șerpuiește și undeva pe acolo trebuie să fie cariera de piatră de la Chileni, unde se face manevră cu electrică. Sau se poate face manevră cu electrică. Hai să dăm un pic. Da, ori pus ceva poze. Deci m-am dus și acolo de curiozitate să văd. Mamă, Pepsi-ul ăla stă acolo, tentativ, așa mi-a făcut o poftă de Pepsi. Și n-am acum să beau, numai dacă mă duc la non-stop. De-abia aștept să dau și eu o tură. Bă, merită. Zic sincer, chiar merită. Cum e mai bine, cu ăsta sau fără ăsta? Cred că fără ăsta. Aveam Bloom-ul ăla activat. Uite, aici, în zona asta, am frânat indușitura trecută. Cu raport și aia e. M-a frânat necomandat, efectiv, când s-a luat tensiunea la zonă, numai s-a auzit cum scade aerul. Și m-a frânat, dar fără sunet, fără nimica. A fost ciudat atunci. Exact, s-a auzit numai se auzea în sală, deci clar că a fost indușii. Și abia au rearmat, a fost ceva, nu contact imperfect, a fost o anomalitate, pentru că acolo nu-i niciun inductor în zona aia.
Ai cu suta. Aici era să rămân cu ID-ul cu containerele piși pe ea zonă. Da, e urâtă, mă, dar nu, nu, pe mine m-am frânat, deci când o căzut tensiune, acum, aia a fost, ce să mai. Ai rămas vreodată în zonă cu marfa? Nu, n-am rămas. Aia e un fel de pana prostului. A, bine, nu imposibil, că se pot întâmpla multe ca să rămâi în zonă. Verde la prevestitor, galben la intrare. Lăsăm să meargă așa frumos. Avem și un livret acolo, 2021-2022. Eu luat indușii vreodată, dar normal. Dar nu există mecanic pe care să nu-l iei indușii. Putem să-l luăm un pic la frână. Și intrăm la Gheorghen, linia 3 directă. Pare că ajungem iar un pic cam timpuriu. Să luăm un pic mai tare la frână dacă vrem să oprim. Să rău și gara asta. Ei, dar ce frumos s-a oprit aici. Hai să dăm și pasagerii. Ne frânăm și trenul, ținem din direct, că și așa e ușor. N-avem declivitate aici. Cam multă activitate. Da, apropo, uite trenul tău de fier, marfa ta. Uite cum pingătoare. Ei, ne-am dat dracu. Era ce mișto arată așa. Totul vintage cu ACS-urile astea așa de fier vechi. Fine, fine. Și da, gara arată... Chiar arată bine, n-ai ce să zici, texturi, tot. M-a oprit frumos, dar nu a eliberat frâna, au dat pasagerul cu capul bine. Bă, eu sunt mecanic de marfă, de aia nu mai pot eu. 1525.
Cătălin, salutare tuturor, salutare, bine ai venit pe live stream. Merge la Galați Brateș, da. Oare deosebit un sunet, așa, de curiozitate? Da, un indiciu. Urmăriți ăsta. Hm? Exact, compresor elicoidal. Va fi publică aia 242? Nu. Bănuiesc că pot să fac alții. Care... vorbesc mult și înjură. Aia e mai important. Eu n-am ce să mai dau la lume. Iau că noi putem să plecăm. Salutare, Silviu! Bine ai venit pe live! Nu mai zici nimic, nu mai zici nimic în legătură cu ce? Deci, fain e aici. Aici avem WC-ul. Hai să-i dăm la 100. Mai taci, mă, cu speeding-ul tău. Totuși, extrem de puternică clasa 41 în joc. Știi care e chestia cu astea? E jocul limitat. E jocul limitat. Jocul nu știe prea multe, înțelegi? Asta ți-o zic eu că am văzut. Că tu pe treapta 1, 2 și 3 tu poți să ajungi la 100 cu vagoane în spate, chiar și cu marfă, ceea ce în realitate nu se poate. Dar atâta știe jocul. El își ia putere continuu. Ești tu acum despre rută, grafica ta și mai ales loco. Cred că live-ul stă toată atenția la oprirea locomotivei și o șterți mesajul. Aici cred că suntem un pic pe coborâre, dacă văd eu bine. Dacă e la zero și viteza crește, hai să mai pișcăm un pic la frână. Mai dăm niște feliate așa. Dar cu clasa 4 și parcă crește viteza mai real. Da, știu, e foarte... Nu vreau să zic cuvântul ăla. Jocul în sine, de la el. Ai idee de ce ăștia de la CFR au... lăsat decât un mecanic pe locomotivele de la călători? Nu, chiar n-am nicio idee. Ei știu cel mai bine, e grădina lor. Eu nu pot să-mi dau cu părerea. Eu nu fac aici live-uri să-mi dau cu părerea, să fac cancanuri, să jignez lumea, să înjur. Nu știu dacă m-ați auzit pe mine să fac live-uri și să fac chestii de cancan și să înjur și să jignez, să ameninț lume. Că nu-i frumos să faci așa ceva, mai ales public.
Știi tu acum despre rută, grafica ta și mai ales locul. Cred că în live-ul stă toată atenția, oprea locomotiva, da. Deși recunosc, eram inițial mai încântat, crezând că e 369, schema veche de vopsire. O, am și pe aia făcută. Se servește berica aferentă. Eu, din păcate, nu pot să servesc în timpul serviciului. Eu mă uitam în chat, viteza mea se duce. Eu de obicei când o las la relantiu, las și ventilația pornită, răcește locul mai bine, dar nu că ar conta în joc. Aia da! Mai ales dacă ai tras bine înainte, știi cum zic? E că ai ținut în 1000, 1000 și un pic de amperi, e recomandat să o lași. Vlad Vișan, salutare, bine ai venit pe live. Să mai duc eu mai aproape microfonul ăsta de gură. Ce bine că s-a mai recorit afară, că am geamul deschis și mi s-a mai recorit și mie cu un grad. Dar na. Am un ventilator ăla, că dau drumul la ventilator, se aude cum zumză ăla și nu-mi place. Așa cum aveți, am lăsat ventilația pornită. Pune pe scaun la ajutor. E? Frumos! Hai că-mi vine să strănut. Da, poate sătul de ventilația aia care-ți rupe capul. Aia e mai bună ventilația decât motorul diesel. Deși te obișnuiești la un moment dat cu ventilația aia. Motoare oprire ar fi la Toplița. Peste 24 de kilometri. De diesel ne hrănește. Vai, lasă-l în pace, că să stai cu ăla brum 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 tătă noaptea, tătă ziua. N-am făcut de multe ori pe diesel ăla și când am făcut, ferească Sfântul. Și când mă gândesc că o să trebuiască să fac, ferească Sfântul de două ori. Gen. Păi nu, până la urmă ăsta-i ciclu vieții și la ca și mecanic de locomotivă. Manevră, diesele, alea, merte, mudărești, cu motorină, cu ulei, cu vazelină, cu câte și mai câte. Da, na. Îl jur că așa am zis și eu la început, dar după, ia povestește-mi și e mai bine tac. Am înțeles, atunci taci, dacă tu crezi de cuvință că e mai bine să taci, nu e nicio problemă, poți să taci, știi? Bine, noi vorbim de șulțăre, de astea, nu de... Da. Andrus,
alea de ale noastre, să zic așa. Hai că s-a luminat frumos și în joc. Ia uite ce fain se vede. Ce putem să dăm un pic? Ajungem măcar la 80. Uite, ăsta e dezafectat. Iar au fost ceva aici. Uite, cred că se vede acolo. Eu numai acum văd un catar de manevră. Și asta a fost o linie de evitare aici. Știe cineva ce a fost aici, unde ducea linia asta? Era, cred că, ceva acolo, numai. Semnal de ramificație, da, dar... încotro mergea. Era ceva industrie încolo, nu știu. Asta ar fi interesant de știut, dacă e cineva prin... prin chat și poate să ne lămurească și pe noi. Opa, cred că am lovit microfonul. Care fu cea mai bună mașină pe care ai făcut servici? Clar, 1029. A fost cea mai bună. Era și nouă. E Puma de la GFR. Dar nu mai există în realitate fabrica de lapte la Remetia. Am înțeles. Aici iară coboară un pic, am. Post pe stânga, da. E cu volan pe stânga, cum s-ar zice. Pe stânga, dai gen cum e Puma de la călători. No, aia era nouă. Aer condiționat, scaune noi, frigider, parasolare. Era tot ce aveai nevoie și frigiderul chiar mergea. Vara era demențial de bine. Aveai și răcoare de la aer condiționat și aveai ceva la rece, un suc sau... Era numai bine, chiar și o apă. Le aveai la rece. Eram cu totul la rece, chiar era rece. Deci chiar n-am ce să zic. Da, eram vara pe Constanța. Prindeai locomotivă cu frigider și aer condiționat. Prindeai pe Dumnezeu de picior. Salutare chat, salutare Moise Mihail, bine ai venit pe live.
cei de la VTR au cele mai curate mașini pe interior și dotate. Posibil. Aici nu te contrazic, eu n-am urcat pe mașinile lor. Ba, da, cred că pe una singură m-am dus o stație mai încolo, că n-aveam cu ce să mă duc și a oprit o marfă și era cu lema. De la Dormărun la Lehliu m-am dus atunci. Era noapte și n-aveam tren cu ce să mă duc la dormitor și apoi venit o marfă și ne-au lăsat la Lehliu, unde avem dormitor, avem pensiune. Hai, dăm la bariera. Scurtă istorie. Cândva la fabrica respectivă de lapte au fost prinse niște femei ce făceau baie în lapte. A fost scandal mare atunci, nu știu mai multe detalii despre. Poate chiar respectivul incident s-a dus la închidere. De ce face baie în lapte? Cine m-a pierdut un pariu? Că altfel nu pot să dau seama de ce. Hai mă, scaz viteza. La direcția și sector. Gata, e numai bine. Bă, eu n-am mai punit compresorul după zonă. Ce bine! Hai să punem, ia uite marfa! Aici cred că curge fain trenul, ia-ți dăm niște garne. Tu găzua în cap. Da, și eu m-am gândit la chestia aia, nu știu de ce. Pe toate care am fost, aveau aer condiționat, frigider, ventilator, un post curat pe jos, tablete și covoraș pe jos. Și la noi s-ar putea face, dar știi care chestia și ăsta e adevărul. Nu știe lumea să păstreze nici curățenie, nici ce ori primit. Găsești frigidere cu cablu tăiate, bă, le trebuie ștecherul ăla să-l duci acasă. Hai bă, mă lași cu astea. Da, mă rog, în fine, nu sunt eu să... să vorbesc de chestiile astea. De aici mere frumos cu 50, că de ce nu? Dacă ar fi titulare, da, altfel nimănui nu-i convine să facă și el să strice. Corect, corect, dar dacă toți ar face și ar avea un... ar fi un minim acolo de bun simț și de asta eu zic că ar fi ok. Prea faină e locul 2-4-2 în joc și în realitate. Da, e frumoasă. Aeroterme. Aia le-a roșie aici la picioare, aici sau aici, sau aeroterma asta... trebuie să fie aici, cum era la clasică. Uite asta. Așa astea dau căldură să-mi bat piciorul iarna. Ai una din aia să-mi iargă, te-ai scos? Domn Domide, nu respectați noul ordin. Care e noul ordin? Vreau să știu și eu care e noul ordin. Fain se iau de goarnă așa. Citez. Ia că-s curios. De la indicatorul de fluier am pasat la 1000 de metri, da. Eu n-am, nu mi-aduc aminte
să mi se fi prelucrat așa ceva. Semnale de atenție repetate. Lasă. Că dacă ar fi așa, m-aș duce numai așa. Na. 30 stâncen toplița, da! Da. De la toplița la stâncenii cu 30 nesemnalizat pe teren, doar în bar apare. Numai părut asta nu-i făcut 30-ul ăla. Nouă lor din de la Grindeanu, da, citit, dar mie nu mi s-a prelucrat nimic, așa asta e o tâmpenie. Deci noi asta, aici e vina, bă, mai ajunge să oprim trenurile în față la barieră. Ca să treacă mașina sau cum? Deci rezolvarea n-ar fi să desfințezi pasajele de la calea ferată, să le faci subterane sau pe deasupra, sau să, unde nu sunt bariere, să pui bariere din aia pe fiecare, știi, să fie cu, cum e pe coridor, gen cu două brațe la fiecare trecere. Să zic așa, nu tati, mecanicul trebuie să dea de când pleacă de acasă cu goarnecă. Acolo e problema. Ajung tăți cunoscătorii. Iar visează noaptea să dea ordine, să inventeze. Da, să opresc trenul. Am văzut și eu incidentul ăla cu mașina de pompieri. Bă, m-am grozit când am citit comentariile, mă, că mecanicul-i de vină, că trebuia să frâneze, că cinste pompierului, că el a fost în misiune, că el salvează vieți, că nu știu ce. Da, nu mai zic nimica. Da, e prioritate la BMW, exact. Așa trebuie. Oprește trenul, domnule, ce, n-are frâne, exact, noi oprim trenul ăsta ca și... Da, nu mai zic nimica. Salvează-mă, apropo de salvat, hai să mai dăm și noi un save. Mai avem 8 km până la toplița. Și au pompieri, dar pompierul a greșit în totalitate. A fost demis din ce am înțeles. Nu, dacă ești neatent, momentul ăla putea să provoace o catastrofă, fiind și mașină mare, încărcat cu apă. Locomotiva a luat din plin. Mecanicul putea să moară, cei din mașină la fel. Și mai departe putea să dereze și trenul și era tren de pasageri, deci putea să fie o catastrofă. Da, oamenii, ce? Cum? Că ăla a fost o misiune, că nu știu ce. Da. La ieșirea din Tăiuș era să lovim într-o noapte până la trecerea aia. Doamne ferește, ce inconștienți. Oh, dar cred că la mine nu-i tură în care să nu vezi ponul să forțeze, știi? Ei, la compartiment frumos. Cozonac, salutare, bine ai venit pe live. Ce bine doră G-Pastea, știu, am și eu 77-le cu 75-ul, cu 7, cu toate combinațiile alea ce se fac acum. Și vin vagoanele alea de la unguri compartimentate, frumos.
scaunele dus de astea din alea albastru cu whatever. Alea ce le poți trage și se unesc așa și îți faci pad din ele și așa. Am prins odată, m-am dus regie la Brașov. Până la Brașov faci vreo 6 ore cu tot cu întârziere din Deva. Trenul nu era absolut deloc aglomerat, era gol, aveam perdele, am tras ușa, am tras perdelele, știa nașul că eram aici și era și noapte, m-a luat, m-am întins așa, mi-am făcut pat aici, am țipat un somn până la Brașov, Doamne și ferește! Facem un train spotting. Cât mai avem? Mai avem 5 km până la Toplița. Oi. Nu mai avem mult și ajungem la Toplița. Secțiunea Toplița de dar e refăcută sau cea veche? Nu, e refăcută. E refăcută. Deci o să fie inclus în toată ruta asta și secțiunea de la Deda la Toplița refăcută. Nu, umbla pe la vegetație, optimizată, chestii trebuie să-i socoteli. Sunt curios de o chestie, cât de des e folosită frâna electrică în realitate. În TSE cam peste mână să o folosești. Sunt curios dacă așa e și în realitate. Nu e deloc. Și în realitate se folosește. Încă la trenurile de marfă chiar am văzut se folosească la astea mai ușoare. Deci este tot frânezi când poți să menții frumos trenul din numai din reostată. S-au ridicat vitezele pe secția aia sau tot cu 50, cu 70. Nu, s-au ridicat nicio restricție. Am văzut, ți-am zis. Am văzut și la marfă. Ai un tren de goale, cobori un pic, are o stată și chiar merge. Nu, dacă locomotiva în 6 motoare și cum la marfă, rar, vezi o locomotivă în 5 motoare. Chiar chiar e folosită. Am marfă până 750 de tone. Da, pe un tren gol cam pe acolo se învârte. Eu n-am folosit niciodată, am înțeles. Sincer, nici eu până acum. Așa se vadă tot bordul ăsta frumos.
la călător, mai ales pe Valea Prahovei. Da, acolo e clar, că e frânare combinată, ca așa se numește. Îți fură feeling-ul ca de doiul. Așezăm înapoi pe scaun. Văzut eu bine? Trebuie să avem un galben aici după tufa asta. Galben, tati. Mă, cascada nu cred că e făcut, că m-am uitat și eu, că... E o baltă aici, dar nu poți să faci cascadă în joc, știi cum zic? Nu mere jocul să-l faci. Și dacă îl faci cu particule emisive și ăla, e foarte posibil să mănânce multe FPS-uri și nu se rentează. Dar în realitate e frumoasă cascada. Nu am ajuns un pic ca timpuriu, eu zic că am mers ok până acum, ținând cont că trebuie să stai să urmărești și chat-ul. Ia cam așa. Uite așa. E amazing, mai ales iarna. E cu apă termală? Că am văzut că scrie că e cu apă termală. Nu m-a aburnat și n-am văzut să iasă. De-aia n-am, într-adevăr, n-am văzut-o iarna să zici că nu, era chiar rece, rece, dar abur... N-am stat să văd. Da, deci ok. Înseamnă că n-am văzut eu. Nu mai zic nimic atunci. Să ne uităm să punem ăsta înapoi, să nu ne luăm pe aici cu povești și să nu mai plecăm după aia, că e rău. Mergi și cețarele? Da. Mergi și cețarele. Mergi și... Luminile de la boghiuri. Zăresc, o seară bună, ne vedem prin triaj. Da, că mă cheamă la lucru... Ai zis că ne-am tot întâlnit în ultima vreme. No, ce să zic, să ai drumuri bune, servici ușor, să ne revedem cu bine, pe la Dej, pe acolo. Ca data trecută. Bună seara, faină locomotivă, dar nu face... 1, 2, 4, 2, 3, 9, staveci. Poate că ai dreptate, nu știu, ce să zic. Dar poate că n-ai dreptate. Gata, putem să plecăm. Te pup și eu, numai bine. Te salut. Poate data viitoare avem timp să stăm și la o cafea. Gata, am plecat spre
De da. Aici, normal, în realitate, acum mai cu 30 până la stânceni. Zi liniștit azi, domnule mecanic, lejer. Astăzi a fost pe lejereală. Te aștept pe tractor. Azi că vedem noi cum facem. Tu fă acolo călduț sau răcoare ce trebuie făcut și eu vin cu cafeaua. Așa facem. Foarte tare, bă, că e ce trebuie 2-4-2, pe, dar eu nu mă joc cu așa ceva. Ori facem să fie ca lumea, ori la revedere. Opa, că-mi fuge camera. Frumos, pe LED-uri. N-au făcut temeșe din alea aia. Na, da, sunt ploi, 50. Dar vezi cum ar face fainii pe aici cu 30. De fapt cu toate. Că toate sunt cu 30. 30 în bar. Pe că facem pariu că alți băieți o să înceapă să facă, să facă replică la ceea ce am făcut eu aici, pe 242. Pe că facem pariu? O să copieze. Ai vreo idee dacă se poate băga un pantograf de pe clasică pe aia cu icol? Bă, se poate, dar nu se merită. Face atâtea chestii. Și animații și... Nu recomand. Adică la interior zici, peste tot, și interior, și exterior, să facă și ei locomotiva. Deci live-ul ăsta o să rămână salvat. Dacă cumva o să se întâmplă chestia asta, o să tai bucata asta și o să o pun pe net. Păi nu, pun pariu, că la asta v-am gândit din primele minute de când am văzut-o. Și întreabă unul pe aici de cineva. Și mai am reskin-uri, vreți să vă mai arăt? Eu vă pot arăta. Bine, nu acum, pe alte live-uri. Am mai terminat. Numai nu, atâta că nu vreau să le lansez. N-am pentru ce. După aia se bat altul cu pumnul în piept pe munca mea sau în alte cazuri pe munca altora. Că atâta se știe aici, în comunitatea asta. Când vine unul sau unii, că poate sunt mai mulți, că nu, multe chestii nu le poți face de unul singur. Dar să vină, bă, domnule, uite asta am făcut-o de la zero.
Am fost, de-am făcut poze, de-am tras sunete, am modelat-o noi. Și mere și așa, că n-arată bine, că poate mai așa, că nu toată lumea are darul ăsta. E, atunci aș jos pălăria. Dar până atunci, eu zic să lăsați un pic acolo mai mic, că nu sunteți chiar așa de tari. Ok, faci un reskin, 10 reskinuri sau așa, dar nu e mare brânză. Eu vă zic sincer, eu un reskin îl fac și într-o zi. Deci, despre ce vorbim? Și să ne înțelegem, reskinurile alea sunt făcute ori cu poze făcute de mine, da? Ori mi-o dat cineva poze în ideea să fac reskin la locomotiva aia sau așa. Deci, înțelegeți? Ceva de GFR ai făcut? Da, am. Am, dar nu-i mai țin minte numărul la mașină, că nu am mai făcut de mult la el. Mai trebuie să-i fac un bot, dar l-am lăsat, că nu, am început cu lucru, cu alea, nu am mai stat să trag de el. Oricum ce să copieze, că aici sunt modificări mai greu de făcut. Or fi, da? Tot o să încearcă niște chiciuri din alea și așa. Da, erau pe undeva cândva niște locomotive cu LED-uri, pantograf și nu mai arată nimic, nu mai arăta nimic când faci în ciudă. Da, din păcate nu. Astea sunt. Dacă asta e comunitatea, eu n-am ce să... Comunitatea momentan nu mi oferă nimic a mie. Sunteți doar o mână de oameni care apreciați ceea ce am făcut eu sau fac alții de bună credință, să ne înțelegem. Dar nu se merită să-ți dai în momentul de față munca mai departe să beneficieze și alții de ea, să-ți o înjosească sau efectiv să te înjure pe munca ta. Că asta se întâmplă. Bă, eu aș înțelege foarte bine dacă și eu aș face același lucru, aș veni, aș înjura, aș arunca cu noroi sau așa, dar vă rog frumos să-mi zice să-mi atrageți atenția când am făcut eu chestiile astea. Eu nu mi-aduc aminte. Deci, de asta zic. Sunt alții care se dau foarte tari, că vezi, Doamne, ce-au făcut ei, dar n-au făcut nimica de la zero. Au luat tot de la munca lui alții. Oricine ar face reskin pe o locomotivă cum e asta, da? Deci cum e locomotiva asta, reskin pe ea, e doar reskinul. Modelul nu-i făcut de ei, animațiile nu-s făcute de ei, măsurătorile nu-s făcute de ei. Sunt toate luate, făcute reskin. Mamă, ce am făcut noi! Ete pula! Mare brânză! Ia să vedem la prevestitor, se vede ceva. Cred că nu mai e. Așa. Așa, e cu titular 242. Da, eu și cunosc pe doi dintre ei personal. Nu știu care inginer de Brașov și nu vor să o dea, să scape. Face ori pe 531, 532, că e tren de 150, în rest numai București face, de aia zic că nu o dau la trenul ăsta. Da. Eu te cred. Te cred aici. E foarte fezabil ceea ce zici tu. Dar na. Drumuri bune în joc și în realitate numai bine. Marfa de la 6A, vezi, e liber la barieră, să vă pun pe liber, da. Ne arăți la final 2-3 locomotive importante pentru tine care le-ai făcut. Nu mă mai gândesc. Eu am tot văzut copiii de fac reskin-ul de astea pe genunchi și arată odios. Bă, n-am nicio treabă cu
copiii în general care fac reskin-uri, bă, poate-s la început, așa am fost și eu, așa ați fost și voi, poate alții de pe aici. Dar eu nu pot să înghit ăia care au făcut un reskin. Apa, vezi, Doamne, am făcut cel mai nu știu cum, noi facem cel mai adevărați, cei mai... Bă, tati. Nu vă mai dați atâta de importanță. Asta e strict părerea mea personală. Vorbesc doar în numele meu. Că am văzut și în ultimul timp. Să se facă, tati, că n-am, pe mine nu mă deranjează cu nimica. Și cred că pe nimeni nu deranjează. Dar fiți cu bun simț. 082, mă, nu mai știu numărul. Chiar nu mai știu numărul. Numai dacă mă uiți acum, nu mai deschid toate astea. E chiar tristă situația, adică avea potențial comunitate RTS din România. Eha, câte căcaturi s-au întâmplat. Câte căcaturi am înghițit eu și nu numai eu. Ea nu e asta mare problemă. Că peste astea treci. Ea trecem și pe la stânceni. De când s-au retras băieții de la MSTS, Paul, Dionis, mai erau un... Manachen Peace, sper că am zis bine. Nu prea a evoluat în bine comunitatea de TS. A, și s-au retras mulți acum. Eu ce am mai făcut așa au fost pentru mine, că nu. Te mai apucă dorul. Da, în rest, nici eu nu vreau să mai dau nimic. Am zis, lansez defileul Jiului, m-am ținut de promisiune, v-am dat defileul Jiului și la revedere. Ceea ce fac eu acum, eu nu mă prezint, dar eu nu mai ofer nimic pentru comunitate. Punct. Comunitatea nu merită. Și îmi pare rău, aici generalizez, nu zic de X, Y, Z, per total. Mă, știi ce mi-ar plăcea în jocul ăsta? Mai vor să dea să răbească, ar fi interesantă. Da, da. Nu, no, cred că se... Se bagă nimeni să facă asta. Așa, faceți o prelungire de la Miercurea Ciuc la Brașov, aia nu știu nimic, ca eu... Eu sunt doar mesagerul, ca să zic așa. Nu dați mesager, că mesagerul nu știe nimica. Așa, adevărat, eu personal mi-am făcut reskin-uri, voi ce schimba că mai mult nu pot, pentru că tot am văzut talia private. Da, nu, pana mea, nu mi-aș face, da? Să mă înjur... Pe munca mea sau pe munca lui alții, să-ți însușești tu meritele, că vezi, Doamne, ce ai făcut tu, asta nu e ok, asta e o boală grea a românului. Până la urma urmei, e păcat de ele și încă o dată păcat de comunitate. Eu am tot ce îmi trebuie și dacă vreau să-mi fac, îmi fac. Sau dacă am nevoie de ajutor, sunt oameni care mă pot ajuta să-mi fac, da? Din păcate, atât. E și mai trist faptul că unii comentează iurea pe aici, colo, de toată lumea, dar nu fac nimic pentru a schimba comunitatea și doar aruncă cu rahat în stânga și în dreapta. Corect! Corect! Repet, cum am zis și mai devreme, live-urile mele nu sunt făcute pentru a face cancan sau chestii de genul ăsta, dar acum, în seara asta, chiar o trebuie să zic anumite chestii în urma celor întâmplate în ultima perioadă. Că am fost mai absent, dar m-au auzit și, bă, nu e ok! Până la urmă, toate au o limită.
să acuz tu pe nu știu care că l-au făcut instalerul, că așa, că nu știu ce. E, bă, ce-s cu acuzele astea? Că nu mai cumpărați de acolo. Deci, și, cum să zic, atâți lumea sau așa, știi? Bă, nu mai cumpărați de acolo, că și așa aia vă dau cu keylogger și nu știu ce, sau dracu mai știe ce. Eu v-am zis, eu nu mi-aduc aminte să se fi plâns unul de chestia asta când s-a luat un produs oficial de pe site, indiferent unde am fost. Că am fost într-o echipă, că am fost într-alta, că am contribuit acolo, eu vă garantez că nimeni nu a făcut chestia asta. E, că s-a trezit unul să-și bată joc de voi, și-a bătut joc de voi, dar nu dați cu rahat în alții, dacă nu aveți dovezi. La revedere. Punct. Ce să mai zic? Da, sunt niște băieți. Aia Bucovina Proge nu sunt cei mai... Nu sunt cele mai, dar sunt ok. Încearcă... Că și aia care au lansat alea 3 scrâne drăguțe și fii, 302 schema clasică, 527 ăla, îmi plac alea. 527, nu-i cumva creața aia, parcă, nici nu mi-aduc aminte. Măcar sunt unii copii care fără schimbul chiar ok, sunt gratis și nu se laudă cu ce fac ei sau mai știu eu ce. Domnule, sper să ne auzim cândva sau să ne vedem când mai treci pe la Toplița. Nu mai știu când mai dreau, că dată nu mai cheamă ăștia la lucru, că și așa am și ore pe plus, n-am pe minus. Și, na, am și câteva ore bune luni, bune. În fine. Cine vrea le downloadează, cine nu, și ei sunt fericiți. Da. ...527, cea de plăci cu tricolor pe mijloc. A, ok. Bă, mă scuzați că nu prea cunosc eu așa toate locomotivele, că nu e chiar pasiunea mea. Le cunosc pe astea mai așa, mai de Doamne ajută, dar nu... N-am eu cunoștințele chiar așa de vaste. 567, vezi 527 cu tricolorul. Dar am fost pe aproape, era... Îmi bătea la mine ceva în cap neuronul ăla plictisit. Unii ar trebui să se trăiască că e doar un joc. Unii ar trebui să-și vadă treaba lor. Aia e problema. Am și merem așa până la Deda. Ui, 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 ui. În fine, hai să terminăm cu toate poveștile astea, că nu și-au locul pe live-ul ăsta de aici. Live-ul ăsta este despre altceva. Oricum live-urile mele sunt despre cu totul și cu totul altceva. Tot timpul când v-am arătat ceva, v-am prezentat content nou, v-am pus, să zic așa, am fost puntea de comunicare dintre voi și... Ce mi-au dat cei cu Railforge-ul. Deci, da, cum am mai repetat și pe live-ul ăsta, dacă vreți să fiți la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe viitor, și v-am zis, sunt chestii de viitor, dar nu pot să le zic pentru că sunt chestii de confidențialitate semnate, e pe bune treaba, da? Când o să fie momentul, o să vi le arăt și vouă. Deci dacă nu sunteți abonați, dați un subscribe la canalul de YouTube, dați un follow și la
pagina de Facebook, aveți acolo și Facebook, aveți și grup de Facebook în care vă puteți înscrie și aveți și invitație pe canalul de Discord de la Railforge. Se vede, se vede acolo în chat Naibok tu. V-am pus toate linkurile. Sper să meargă, că nu le-am probat. Cred că numai pagina de Facebook ar merge. Dar na. Așa, creața, bla bla bla, nu mai zic de ăștia care nici nu fac ceva concret în comunitate, nu tu contentul mic și sunt cei care se ceartă. Da, corect. Opa. Am apăsat din greșeală butonul greșit și am dat inversorul un pic înapoi. Mai dăm o treaptă, că aici văd că curge frumos. Așa, copiii ăștia chiar merită apreciați, că unii au potențial de ceva de viitor, cu toate că sunt la început și doar la faza de reskin-uri, dar dacă se vrea, sunt convins că se poate. Da, dar și știți ce aș aprecia eu? Să nu se mai fure texturii. Să se ia de prin alte părți, dacă mă înțelegi ce zic. Eu le recunosc. Chiar am 16 ani în comunitatea asta. Deci da. Și am pozat inclusiv creața aia din depou de la Deda. O am pozat acum proaspăt de un an de zile, anul trecut parcă am fost, sau cu 2 ani, anul trecut, nu mai știu. Am poze noi. Toate reschimurile care se fac sunt niște poze mai vechi, care nu sunt făcute de cei care au făcut reskin-ul. Mă gândesc, mâine poate fac un transporting în București Nord. Dacă astăzi cere sufletul, dă-i sufletului ceea ce îți cere. Dar în fine, cum zici și tu, depăși momentul. Eu l-am depășit de mult. Pe mine oricum nu mă afectează chestiile astea. Nu mă mai bat sub brațul din când în când, că se cam sare calul. Ce mai ce trenzul și MSTS, uite, cineva care bate un apropo frumos aici. Ce frumos stă sticla de Pepsi acolo în colț. Da, și crede-mă că și mie mi s-a făcut poftă de un Pepsi și n-am să beau un Pepsi acum. Am numai apă, dai bună și apa. A fost un Pepsi Twist, că mi-e place Pepsi Twist. Mi se pare foarte bun Pepsi Twist-ul. Și-o mai fost în vară, am băut Pepsi cu gust de ceva ananas. Bă, a fost chiar interesant gustul, dar nu prea l-am mai găsit, l-am văzut prin Kaufland, parcă. Ne-am fost la Constanța. La Open Rails, cred că la aia te referi, se lucra la cabina al 2.4.2 plus ceva update la modelul 3D. Pe da, dar modelul e făcut, nu e ciorlit sau pana mea, mă rog. Eu beau Pepsi acum, eu nu beau Pepsi. Uite, David Gabriel. Uitați ce zice acolo. Exact ceea ce vă prezentam eu. Sunt luate texturi, puse aici, ho ho ho, ce am făcut noi. Iau texturile inclusiv gata pregătite. Mai merg în online, dar nu așa din trains doar pentru us propriu, dar ce e ca lumea, am încercat să fac mereu ca lumea cu poze făcute de mine sau de colaboratori. Da, pe dar ți-am zis, am specificat și eu, ori am poze făcute de mine, ori mi-a dat altcineva poze, știi, sau nu. Bă, uite, la cabina asta o fac asta, bă, tati, dăm niște poze, ceva să am, uite, cum e acolo, e făcut așa, cu poza asta făcută, fă-mi rost de poza asta, la poza asta, uite. Mașina clanului, corect? Mi s-a făcut poză și la asta. Pe da cum? Bar, vrei bar? Ai luat, ai făcut poză la bar. O ai debordat locomotiv, ai făcut poză. Sau ai cerut, sau mai știu eu ce. Uite, ai aici un livret. E mai vechi, e livret. Nu.
de Regio, de ce era acolo, nu. Era mor după Pepsi-ul cu Peach. Da, deci am avut dreptate. Stai că aici o iau un pic la vale și nu prea e bine. Iar mă fură peisajul, dar e ok. Păi despre ce vorbim dacă s-a lansat 242, asta peste 2 ore apare și 009, dar făcută de altcineva. A, păi da, vă zic eu de ce apare în 2 ore, pentru că schimbu IC-ul și atât. La revedere. Ăla iară nu-i reschin. Așa e cel mai bine ca să înveți, nu ciorlales din tren sau MSTS, spun din experiență și tu știi cel mai bine. Da. Dai cu frânare electrică dacă vezi că menține bine, da? Păi... Oh, stau să mă complic eu, că imediat se termină, îi dau așa niște feleate, că nu crește viteza mult. Marius Bau, prezent și salutare la toată lumea! Salutare, Marius, și bine ai venit pe live! Stai un pic, că plugurile are... Are plugurile roșii, da, și... Cât e să faci plugul ăsta roșu? Zic eu, 30 de secunde. Ea nu-i mare brânză. Mamă. În aproximativ 25 de minute ar trebui să ajungem. Frumos, corespunzătoare, aferent. Ui, ce fain să vedem golul, salut! Ia, asta-i pentru toți pasionații. Așa. Da, cam asta e comunitatea de TS, să sperăm că într-o zi cineva o să schimbe lucrurile astea sau poate se vor schimba când va fi alt joc, dar îmi e greu. No, tot aceleași metecne o să fie. Ehe. Thank you.
dăm un pic în ele. Să ajungem și noi odată, să ne ducem la somn, că ea că se face târziu. Bun, hai să vedem cine mai e pe aici, deja a ieșit târziu, e trecut de 10, facem și noi o primă prezență pe seara asta. Am văzut că se tot puneau poze pe anonim pe grupul oficial de Railforce, să știu ceva de locomotivele alea sau sunt în acea stație ca 242. Mă, eu nu știu că nu am mai... Nu prea mai frecventat pe acolo în ultima perioadă. Nu se mai bagă nimeni, că sunt cei care sunt și pun monopol, amenință și înjură și vine un timp să nu mai stai să te ceri pentru niște pixe. Corect, eu nu stau să mă cer cu nimeni. Prindem numai centralul, că așa e frumos. Ia uite, Marius Boy prezent, Rindex, Allen, Daricu, David Gabriel, pe Negrea, că îl cunoști Negrea și mai cum. Poate numai dacă văd o poză, că nu știu la cine te referi. Uite, Trainspotting Banat e prezent cu noi. Bă, dar aici aia bine la vale. Moise Mihail, hai că mai stă ceva. Nu știu, mie mi-arată YouTube-ul că mai este 30. Din punctul meu de vedere, suntem destul de mulți pentru ora asta. Claudiu Ștefan... A, Claudiu. Negrea Claudiu. Mă, parcă îmi sună cunoscut. E prezentă și zona. A, stai tu, ieșită, că am închis deja de mult. De la baliză deja am închis, că și așa pe coborâre. Și eu prezent. Tot timpul ai fost prezent. Să-mi bag piciorul. Rar au fost când ai lipsit și atunci gen erai la lucru sau mai știu eu ce. Om de nota 10 când am făcut cu el, unul dintre cei mai faini oameni cu care am lucrat la GFR. Sunt mulți oameni faini la GFR, asta zic clar. Am cunoscut o grămadă de lume, nu? Fiind detașat cu Constanța și chestii de genul ăsta, am intrat în... În niște relații de prietenie cu niște oameni faini. Hai băi, că nu mai avem mult. Și se termină. Ajungem și noi la Deda. Merem să facem odihnă. Dar și când eram la lucru mai intram, dar pe incognito și scurt, am înțeles.
Dacă ne gândim mai bine, comunitatea Open Rails România e mai prietenoasă. Noi colaborăm și recent s-a implementat un sistem prin care text devin pixelate, cred că texturile devin prin și astfel nu sunt bune de ciorlit. Asta e foarte bine. Oricum, din comunitatea voastră, eu am colaborat destul de frumos cu... Nu știu dacă mai e, dar asta pe vremuri vorbeam cu Mirel Bria, parcă îl cheamă, adică... Așa, cu Creangă, iar cu Creangă făceam schimb de texturi și din astea îmi dădea... Asta era chestia, bă, știi, ceream, bă, dă-mi și mie, poți să-mi dai texturile de la locomotiva aia, să o bag și aici? Da, tati, ți-o dau, știi, deci era ceva reciproc, era cu acord, dar nu mergeam și luam eu așa de capul meu. Măi, nu mi-au plăcut ploieștenii, am înțeles că buzoienii foarte, sunt pica cam așa, nu știu. Dar nu merge să faceți ceva cu Reschino dacă ar fi să-l publicați, să nu mai poate fi umblat la fișieră sau ceva de genul, aici nu știu să zic. N-am avut niciodată cunoștință pe domeniul ăsta, deci eu personal nu știu ce să răspund, nu e punctul meu forte. Da, Creangă Supero, nota 1000, da, știu. Mamă, și făceam sesiunile alea de Open Rails, multiplayer. Hai, ce ne mai jucam. Domnul Mirel, parcă îi plăcea să fie IDM. Ne jucam pe Timișoara, Rad. Ne adunam cam așa câte vreo 10. Ce fain era. Fiecare avea locomotiva lui titulară, gen nimeni nu se băga peste ăla și alegea. Fiecare locomotivă era un fel de XL cu chestia asta, fiecare nume și locomotiva lui și tot timpul când făceam sesiune de multiplayer, știți că trebuie să creezi consisturile și așa, știi? Și care cum era, îi punea locomotiva care trebuia. Good old times, da. Cred că poți pune un filtru sau pixel sau ceva, parolă de acces, să nu aibă acces la texturi. Au mai îmbat capul. Cel mai sigur e să ții la mine în calculator. Aici nimeni nu poate să umble. Ce s-a mai jucat? Cred că joc zilnic când sunt acasă. Și astăzi m-a jucat. Dar e o mizerie. Prea mulți codați. Și ăștia nu fac nimic pentru a combate valul ăsta de codați. Sunt foarte, foarte, foarte mulți. Și efectiv, cel puțin mie mi-au din plăcerea asta de a juca. Foarte. Mai joc online, dar mi se taie cheful după un match în care dai de niște codați și vezi că n-are sens să te joci. Eu când vreau să mă joc, nu sunt chiar pe modul competitiv, să fiu eu să câștig, să nu știu ce. Ok, vreau să câștig, că nu. Până la urmă despre asta e vorba în joc, dar nu sunt nici. Eu vreau să mă distrez, să mă relaxez. E, zic. Sincer, Face It sau Premier și competitiv. Păi pe Premier tot găsești codați, competitivul mai puțin, cel mai fain e pe casual. Acolo nu prea are miză și nu intră de ăștia codați.
Deci vreau să mai aduc aminte cum făceai trasa la tren prin puncte în editor și apoi plasai locomotiva, cu puncte de brusare, da, avea editorul ăla. Gen, era așa editorul și puneai puncte, cum sunt punctele astea aici, dădeai click, click dreapta și alegeai acolo opțiune, făceai macazul, că nu, trebuia să faci macazul manual pe unde să-ți iei trasa și toate chestiile alea. Mi-aduc aminte și eu. Eu joc ce se cu boți, mai bine, acolo ești cel mai bun. Era fain că odată ce învățai punctele, învățai să schimbi și locomotiva în scenariu. Da, dar oricum era... consist editor sau cum naiba se numeau alea ce puteai să ți le... ca și RV-ul-ul, scanai scenariu, îți dădea ce era lipsă și înlocuiai tu cu ce aveai în listă, nu era mare brânză. Eu mă joc numai Face It. Bă, cred că acolo la Face It am jucat așa de vreo două ori. Mi se pare că-s numai transpirați din aia. Aia care... pentru jocul ăla trăiesc, nu știu. Aia mi-o lăsat mie impresia. Aia am un simț competitiv și îmi place să câștig, să fiu mai bun. Mai bun și n-ai nașpa, pe Face It e mai ok și nu dai de codați având anti-cheat instalat fără de care nu poți juca. A, am înțeles. Poate o să instalezi și eu Face It-ul ăla, nu știu. Dar la Face It poți să-ți faci tu echipa ta și să joci contra lui alții, să-ți găsească că așa matchmaking sau e pe cont propriu. Vezi, asta nu știu, dar o să mă interesez eu dacă e. Omul referea în schimbare de locomotivă venea de la Sibiu cu Jimmy și prelua electrica, da! Da! Pe ce mașină ai fost titular pe vremea MSTS-ului? 106 parcă. Parcă 106 era. Are doar competitiv, adică mai hard, cum zici. Am înțeles. Un TSR e mai mișto la consist editor că poți vedea în 3 de toate addon-urile și nu mai ca la în convoi la MSTS sau în activity editor să poți vedea pe toate, da. Hai că lumea nu joacă doar for fun. Eu mai mult doar for fun. Că nu sunt eu cel mai bun jucător de CS. Aveam momente, dar după aia m-am lăsat, iar mă apucam când eram mai tânăr. Da, acum, cu cât înaintez vârstă, nu mai ai nici reflexele alea pe care le aveai odată. De asta zic. Pe premier 7000 nu știu cât, dar după aia mă enervam, ieșeam, îmi scădea 1000. Prindeam numai meciuri din alea în care aveam 5-0, 6-0, 6-1. Deveneau unul AFK și ne întorceau ăia. Alții numai se certau, nu făceau nimica. Mai ales ruși, că numai de ruși din aia dai. Ia, păi așa îți bași picioarele. El mai bine ți-aduni o trupă, joci
3x3 și aia te distrezi o, o hartă mai mică și gata. Tipică, exact. Și apoi tot îți cade. Deci mie rangul ăla mi se pare că e ceva doar de formă. Ia că de aici sporim la 70. Ce fain joacă vagoanele. Fain să vă munți așa în spate acolo. Facem ca în cald, facem un pic de curent pe aici. Da, am uitat că putem spori la 70. CFR depou Brașov. Opa, că aici cred că e un pic căborâre. O să apucăm să jucăm cu 2-4-2 cândva. Am expus problemele mai devreme. Deci eu cel puțin refuz. Bună seara, Gabri, bine ai venit pe live. Ai venit un pic cam la final. Mai avem două macaze și gata. Da, păcat. Că eu care vreau să joc serios nu pot să dau de băieți no hand, da, FK, disconnecte și altfel și așa mai departe. Da, bă, a, e. Ce ui aici la vale, mă? Dacă ne apropiem și de Deda imediat, mai avem 6 km. De pe divan, de pe canapea mai bine zis. A, deci să înțeleg că te uiți frumos pe televizor. A, apropo, zic și eu acum la final, nu uitați că live-urile mele, inclusiv ăsta, sunt făcute în 2K. Monitorul meu e 2K, calculatorul duce 2K lejer, așa că de ce nu? Vreau să joc CS cu cineva.
Eu, după această tură minunată, deja se face ora 11, pe când o să ajunge și o să încheiem tot, o să mă pun în pat, e moment. Mâine mă duc. Mâine dimineață mă trezesc să mă duc la socrii mei, la prietena mea, să luăm masa în familie de duminică. Ea deja e acolo. Asta în cască nu mă sună să mă duc la lucru. Chiar 4K. Ha! Să știi că se vede super la televizor. Asta e bine, ăsta e un feedback de care aveam nevoie. E perfect atunci. Asta e, am dus live-urile la un nivel următor, ca să zic așa. Ia să-i dau un pic ca până la 70 pe acolo. Până acum a stat-o pe 1080, măcar vă două macaze în 2K, da. Nu, life-ul este 2K. Dar de când am reînceput iarăși, am făcut toate astea, 2K. Imediat. Efectiv, acum două macaze. Și eu am video la 163. Stai că mie mi se ascunde după inimioara aia tâmpită, să vedem. 1630, vezi? Eu nu văd de inimioare. Deci 1630 fără trafic de test în 2K. La mine în 2K se mișcă, uite, am 56 de FPS-uri. Dar nu, deja e altceva la mine. Bă, dacă aveți bani de investit, luați-vă calculator puternic și vă garantez eu că vă mere jocul pe toate fețele. Și unde zone mai aglomerate, unde probabil înainte aveai un 22 de FPS-uri, ai tot un 35-40, unde nu se mai... chiar nu observ diferența, să zic așa, e chiar fluent. Opa! Ce facem, bobiță? Avem galben la intrare? Roșu la intrare? Aia e. Domnule Hart, aceasta este premier? Este premier. Este mai mult decât premier. AMD-ul ăsta Ryzen 7 7800 X3D e mamă. Bă, probabil. Eu nu sunt fan Ryzen, eu sunt fan Intel. Ideea în care Intel-ul e mult mai bun pe randări, pe chestii din astea, ce mai fac eu în timpul liber. Când mi-am făcut eu calculatorul ăsta, am trecut prin octombrie, septembrie, noiembrie. Nici nu mai știu. Atunci, prin toamnă. Procesorul meu era ultima fiță. A apărut 14900K. Aia e altă mâncare de pește. Bine că nu... pentru mine nu se rentează să schimb procesorul. Pentru ce? Pentru mai nimic în plus. Eu zic că e mai bun ca 13KF, sincer. Vezi că dacă tu vorbești de variantă de aia de laptop, nu știu ce să zic, dar eu am 13900K fără F. Eu am aia, bestia bestilor. Și cum am zis, depinde pe ce vrei tu. Aia e foarte important. Superbă hartă, îmi place cum sunt construite hărțile, tot detaliate. Da, pe... așa au fost tot timpul astea. Nu e cine știe ce diferență între 13900K S și 13900K. No. E o diferență care nu justifică prețul, gen.
Se pare că am făcut un pic de întârziere, dar eram mai temprinciat. Aici se vede clar vegetația nouă din... Ia uite, exact așa cum trece. Exact așa e și acum în realitate. Că doar acum o săptămână am fost pe aici. KF înseamnă că e unlocked, dar fără placă video a procesorului. Ah, am înțeles. Păi și la mine e unlocked, dar nu i-am dat niciodată. Nu i-am făcut overclock. Că n-are sens. Tehnologia asta nouă are 104 mega cache. Da, nu, eu nu te contrazic. A, nu. Oricum! N-am joc care să-mi îngenuncheze calculatorul. Nici Cyberpunk-ul nu-l îngenunchează. Gata, și-am ajuns. Realitate mai spurcată, gara pe secție. Nu, dacă tu zici... Eu am stornă din tren. Să dau cu disjunctorul? Hai să dăm cu disjunctorul. Ia-ți disjunctorul. Da. Atât a fost speeding de 36 de ori, da, 133 de kilometri a fost, 82 de mile, parcurs în aproape 3 ore, 2 ore și 41 de minute. Pe că n-are nicio toaletă. Oh, aleu, faci prin tufe, că de-alea erau tufele alea așa mari. Și toți angajați în spiloși. Bine, aici deja nu mă mai bag și nu fac cam nimic. Am înțeles. No, bun, cam asta a fost și pentru seara asta. Deja ai regretat locomotiva, da. Da. O, mai puteți vizualiza, revizualiza pe live. Nu-l pun pe privat. Bun, cam asta a fost pentru seara asta. Vă mulțumesc și eu care ați fost aici într-un număr destul de mare, din punctul meu de vedere. Mai ales că a fost un live făcut pe repede înainte, că mi s-a tot propus să fac, să fac, să fac, să fac și am zis, hai că dacă tot sunt acasă și e sâmbătă să fac și live, că mâine nu am timp, ieri n-am avut timp și cam asta a fost. Am zis să fac live, am zis să pun și o locomotivă făcută de mine, să vă mai atrag un pic atenția. Bun, nu uitați, ruta este încă la precomandă, să nu uitați de ea. Veți link în descriere pentru precomandă. Cum am mai zis, vă mulțumesc pentru că ați fost aici alături de mine. Chiar a fost o seară mișto, liniștită, relaxantă. 3 ore ne-am distrat. Și ce să vă zic? Vă urez o noapte bună. Vă urez un weekend cât mai plăcut. O duminică frumoasă. Pentru cei care mergeți la lucru, poate mâine mergeți la lucru, serviciu ușor. Mulțumesc că ați fost alături și o să ne auzim pe data viitoare. Păi mai fă live-uri în weekend, că așa sunt și eu acasă de la muncă. Da, dar ideea e că să fiu și eu acasă. Eu lucrez și în weekend în funcție de cum așa. Seară faină și te cheș, toate cele bune. Ne auzim next time. Da, o să ne auzim, abia aștept să ne auzim next time. Eu sper să fie și mai multă lume data viitoare. Bun, cu asta v-am salutat, vă respect și noapte bună. Pa!